Misiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Orașul Bistrița a venit în ultimii ani cu proiecte ambițioase de transformare într-o urbe verde. Am vorbit și noi aici la Misiunea Verde despre participarea acestui frumos oraș pentru 2 ani consecutivi la competiția Green Leaf, desfășurată de Comisia Europeană. Deși finalistă, Bistrița n-a reușit până acum să câștige niciun premiu. Iar astăzi vreau să aflăm verde în față de la primarul Ioan Turc de ce nu a reușit acest lucru și cum stă în fapt orașul Bistrița la capitolul mediu. Bună ziua, domnule Turc! Sărut mâinile! Mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația. Suntem la o rubrică verde în față foarte uh, dinamică, aș spune, așa că așteptați să vă întreb, vă rog. Uh, pentru că înainte să aflu de ce n-ați reușit să luați premiul de pe care îl tot uh, căutați de atâta vreme, uh, aș vrea să știu că tot acum e împlin scandal în presa locală. Cum e treaba cu pavajul scos de pe străzile orașului? Ați aflat unde se ascund zecile de mii de metri pătrați de pavaj? Doamnă, conform contractelor pe care le avem cu executanții, cu constructorii, pavajul se depozitează pe un teren al constructorului se, sau al constructorilor se paletează, se înfoliază și se trimite uh, uh, sau se transmite către primărie în baza unui proces verbal de predare-primire. Și uh, nu, nu, avem uh, un, uh, deci găsit? Un, un diferent un uh, din acest punct de vedere. Deci da? au ajuns la noastră o parte din el, da, dar având în vedere că aceste proiecte sunt încă în curs de realizare, este timp. Adică, cei care execută aceste proiecte au timp ca la finalizarea proiectelor, conform contractelor, să ne transmită pavajul. Eu am, o... înțeles, eu am înțeles din ce am căutat prin presa locală că au ajuns în curs private. Doamnă, este responsabilitatea constructorilor. Noi răspundem de pavajul pe care îl primim în baza unui proces verbal de predare-primire. Constructorii trebuie ca să asigure baza pavajului respectiv. Noi, prin Poliția Locală, ne-am implicat în urma unor sesizări care au apărut în presă. Am identificat despre ce este vorba în două dintre cazuri, pentru că discutăm despre trei situații. În două dintre cazuri. E vorba despre molos, despre material care nu are niciun fel de valoare. Iar în cea de-a treia situație, discutând despre un număr de aproximativ 80 de borduri, pe care le-au scos, le-au sortat cei care au făcut această manipulare, dar uh, au uh, transmis bordurile, au înapoiat bordurile constructorului de la deci care. Nu aveți probleme să înțeleg, adică nu e o problemă. Există. Nu. nu. Bineînțeles, pavajul. este an electoral stima. Am înțeles Dar de ce l-ați scos, domnule primar? De ce ați scos pavajul și cu ce le înlocuiți? Noi derulăm două mari proiecte de mobilitate Mă refer la linia verde și la reconfigurarea reconfigurare axă de transport Iar în cadrul acestor proiecte O componentă o reprezintă schimbarea pavajului de pe trotuare, Pavajul există care a fost. Okay. Oh, există o soluție verde, adică aveți o soluție de verde de înlocuire? 20 de ani. Este un pavaj uh, foarte vechi, un pavaj înve învechit. Noi îl înlocuim cu un pavaj de foarte bună calitate, uh, un pavaj aspectos, un pavaj pe care oamenii l-au ales în cadrul unei uh, consultări pe care am făcut-o printr-o aplicație a primăriei. Suntem interesați ca toate deciziile pe care le luăm să aibă și girul locuitorilor. Deci este frumos, nu este și verde, să înțeleg. Este, este frumos, este comod pentru pietoni, pentru că adesea am spus-o după, după ce mi-am preluat mandatul, trotuarele sunt și pentru pietoni, pentru că înainte se foloseau tot felul de soluții um, um, Inconvenabile pentru. Păi, uh, sunt doar pentru pietoni. În fine, deci. Problemă, am, înțeles, am înțeles. Deci nu le locuiesc cu o soluție verde, deși este în cadrul proiectului Linia Verde. Așa înțeleg. Linia Verde are multe alte uh, componente de, uh, de verde, uh, cum ar fi uh, autobuzele electrice. Dar, că ajungem și acolo, dar eu mă așteptam că dacă tot faceți ceva, apoi să mergeți pe linia asta verde. Sunt foarte multe alte soluții. Și frumoase, și uh, prietenoase cu mediul, și care uh, le dau oamenilor și un confort din perspectiva sănătății. Uh, știu că v-ați dorit foarte mult să câștigați acest premiu de oraș verde. Uh, oare să fie asta un motiv pentru care nu ați reușit să convingeți convinge Comisia Europeană că sunteți verde cu adevărat? Nici de cum. Încă nu am uh, călătorit uh, într-un într oraș uh, european în care să ne plimbăm pe trotuare din iarbă. Trotuarele sunt pavate. Așa vă plac. Am mai întâlnit primari care mi-au spus, au trecut la extrema cealaltă și când le-am spus că au betonat centrul orașului 5.000 de metri pătrați cu beton, au zis, dar centrul orașului nu poate să fie o pajiște. Dar nu despre asta e vorba, e vorba despre altceva, despre căutarea și punerea în practică a cât mai multor soluții verzi. Pentru cetățeni. Acum, Doamne. sigur că nu o să facem trotuarele din iarbă. Dacă nu am fi făcut acest lucru, nu am fi fost finaliști ai Green Leaf. A ajunge în final alături de un oraș din Slovenia și un oraș din Danemarca, atât Slovenia cât și Danemarca fiind țări în care uh, politicile verzi sunt uh, bine cunoscute, sunt modele de practică europeană, eu cred că de la sine spune ceva. Așa să fie, dumneavoastră, știți, o să ajung, sper și acum, dacă mă duc în toate orașele din România, nu o să mai am timp să mai fac și emisiune, să verific toate, tot ce spuneți, dar aveți cetățenii acolo care sper să, să confirme ceea ce spuneți. Vorbeați despre transport public. Cum este transportul public în, în Bistrița? Cât de verde este el? Transportul public se înverzește, dacă îmi permiteți, pentru că prin linia verde, Deja am achiziționat 10 autobuze electrice. Ele vor circula pe benzi prioritare și pe benzi dedicate. Acest lucru va asigura o uh, fluență bună a uh, traficului, a transportului de călători în oraș. Um, vom avea și gratuitate pe autobuzele electrice, un lucru extrem de important, este prevăzut prin proiect. Uh, și uh, pe lângă cele 10 autobuze electrice am semnat deja contractul pentru achiziționarea a altor 20 de autobuze electrice, care pe lângă faptul că ne vor uh, uh, conferi un bun uh, confort uh, pe, pe mijloacele de transport în comun ne propunem să asigurăm și vom reuși categoric să asigurăm și o conectivitate între municipiul Bistrița și comuna Livezile, comună care se află în limita administrativă cu municipiul Bistrița. Mai avem alte două proiecte care sunt încă în evaluare și prin care ne dorim să asigurăm o conectivitate între municipiul Bistrița și comuna Budacul de Jos și între municipiul Bistrița și comuna și Este foarte important ca oamenii dintr-un real mai vast să aibă acces la un transport de calitate, dar în același timp și ecologic. Înțeleg. Deci aveți în plan cele primele 10 autobuze electrice, în momentul ăsta, în Bistrița, nu aveți niciun autobuz verde, să înțeleg. Ele există, ele Dar nu funcționează, că nu beneficiază oamenii de ele. ...local de transport și în perioada imediat următoare vor fi operaționalizate uh -huh. cele certitudine. Cele 20 la care m-am referit de asemenea sunt o certitudine pentru că am semnat contractul de finanțare și suntem în curs de realizare achiziției, dar suntem în așteptare pentru celelalte 40. Dacă vreau să vin cu mașina electrică din București până în Bistița și să zicem că mai găsesc eu ceva pe drum să-mi alimentez mașina în Bistița, câte stații de încărcare găsesc acum? Sunt uh, un număr de 10 stații de încărcare, dar nu uh, amenajate de către primărie. Primăria lucrează pentru amenajarea în prezent a 4 stații de încărcare sau pentru încărcarea mașinilor electrice, dar avem în uh, diferite stadii de proiectare și urmează, bineînțeles, și execuția alte 60 de stații pentru încărcarea mașinilor electrice, cu atât mai mult cu cât Municipiul Bistrița, anul trecut printr-un program al administrației fondului de mediu, a achiziționat 27 de mașini electrice. Ne-am înnoit flota uh, primăriei. Dar nu și stații de încărcare, v luat mașini, dar nu aveți stații de încărcare. Stații pentru încărcarea acestor mașini. A, ah, pentru primărie. Dar se adresează strict mașinilor primăriei. Suntem pe locul 2 după municipiul București la nivel național. Am zis, dacă eu vin pot să-mi încarc mașina la dumneavoastră la primărie, mă lăsați fără să plătesc? Doamne, eu Nicol. sau altcineva, nu... Dacă veniți, dacă veniți la primărie, sigur că vă... Altfel nu. Deci mai întâi v-ați nu v-ați gândit și la ceilalți, am înțeles. Tocmai că ne gândim la acest lucru, Există, repet, un număr de stații de încărcare, uh, pentru că retailerii, uh, operatorul. Uh, uh, no, dar, cu retailerii, da. Azi. Piste de biciclete, spuneți? Ce lungime de piste de biciclete aveți în Bistrița? Avem uh, circa 30 de kilometri de piste pentru cicliști, uh, nu este deloc puțin. Aceste piste pentru cicliști sunt realizate în proporție de 9% Mai sunt câteva lucrări minore, niște resturi de, de realizat Ele acoperă un areal generos, sunt integrate Adică cei care urmează ca să folosească pistele pentru cicliști au la dispoziție un sistem Destul de, de bine articulat din de vedere al acoperirii. Pe Bun. Parte avem și stații pentru cei care doresc să închirieze biciclete, inclusiv biciclete electrice, și avem deja achiziționate parcări pentru biciclete electrice, care nu fac parte din acest proiect, dar care sunt. Proiect Conex, proiectului legat de realizarea de piste pentru cipuri. Spațiu verde. Care este indicele de spațiu verde pe cap de locuitor în orașul Bistința? Doamnă Nicolici, avem o suprafață de 2,4 milioane de metri pătrați de, de spații verzi aflate în registrul spațiilor verzi. Ar veni cam 30 de metri uh, pătrați pe cap de locuitor raportat la normativul Uniunii Europene de 26 de metri pătrați pe cap de locuitor, de locuitor stăm bine. Toată lumea am spune asta, să știți că OMS-ul zice 50 de metri pătrați de cap, pe cap de locuitor, însă vreau să vă întreb dacă în acești 30 de, sau două, cât a zis, 30 de metri pătrați pe cap de locuitor intră și cele 8 hectare din parcul dentrologic pe care l-ați construit. Da. Da, Doamne. Bineînțeles. Eu mă refer la tot ce înseamnă spații verzi, și pentru că a spus această întrebare, vă menționez faptul că suprafața parcurilor, suprafața totală a, a parcurilor din total spații verzi, este de 200 circa 220.000 de metri pătați, aici intră și pădurea Parc Șulerbag, un loc superb. Nu v-am întrebat întâmplător pentru că un locuitor al orașului ne-a scris că acest parc dendrologic de 8 hectare în care s-au investit câteva milioane de lei bune, este acum năpădit de buruieni și bistrițenii nu merg, nu intră, nu vin acolo, este așa? Cine a spus acest lucru, probabil că e un om de bună credință, dar care, dar care nu înțelege, de fapt, Noi care. Nu dacă e așa sau nu e așa. O fi de bună credință sau nu, e adevărat că nu vin bisericeni în parcul dentrologic sau nu. E plin. Da. Vine lumea sâmbătă, duminica, să facă jogging, să se plimbe. E frumos, e aranjat, nu e plin de buruieni, așa cum am primit informația. De este un parc foarte frumos, este un parc din ce în ce mai căutat. Și pentru a-l aduce în atenția opiniei publice, pentru că nu este în mijlocul orașului, este într-o zonă exact. uh, periferică, uh, aș putea spune, a orașului, dar o zonă aflată în plină expansiune, da, în plină. spun că nu au cu ce să ajungă acolo. A, nu, 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 nu cred. Nu așa. Uh, important este ca oamenii să știe ce lucru frumos uh, avem parcul dendrologic este superb, iar în ceea ce privește așa zisele bălării, trebuie să înțeleagă că prin proiect avem obligația de a uh, lăsa o anumită perioadă de timp vegetația să se manifeste spontan. Spuneți este că pajiște și dacă îmi spuneți că este pajiște urbană, voi sunt fericită. Da. Așa? Atunci, poate ar trebui să stați mai mult de vorbă cu cetățenii dumneavoastră, să le explicați toate aceste lucruri, ca să facă diferența între buruieni și o urbană, așa cum ar trebui să aibă, de fapt, orașele noastre. Și eu am fost pus în dificultate în Germania, într-un oraș din Germania, când i-am arătat interlocutorului meu cum arată un sens giratoriu plin de bălări și mi-a spus nu. În mod uh, conștient lăsăm vegetația să crească pentru că e bine pentru, pentru ecosistem. Da. Avem multe de învățat la capitolul mediu, uh, și cred că ar trebui această educație să înceapă cu primarii uh, sau de la primare, asta înseamnă că dumneavoastră ar trebui să știți sau dacă știți, să dați mai departe oamenilor și să le explicați. Cu exemple concrete pe care și noi le-am văzut în, în alte orașe, pentru că eu am primit răspunsuri de la alți primari, că acum ce să facem, nu putem să facem, facem pajiște în centrul orașului. Uh, unii fac și asta, dar, uh, în fine, uh, eu vă mulțumesc tare, mult aș vrea să vă mai întreb dacă toți bistrițenii beneficiază de uh, infrastructura pentru a colecta deșeurile în mod separat. Da, doamnă, colectarea selectivă se face. Iar municipalitatea derulează un proiect care va schimba radical managementul deșeurilor la nivelul municipiului Bistrița. Vom avea 100 de insule subterane, insule îngropate, platforme îngropate, bineînțeles cu containere pentru. Uh, pentru colectare selectivă și alte 90 de insule supraterane. Lucrurile vor arăta cu totul și cu totul diferit. Eu vă mulțumesc, vă țin pumnii, uh, vă îmi doresc să puteți să luați acel Green Leaf pentru care v-ați luptat atâta vreme și să reușiți să uh, faceți împreună cu cetățenii dvs. mult mai mult pentru mediu, pentru că sigur oamenii au nevoie, poate au nevoie de mai multă informație și de mai mult sprijin de la primarul lor. Vă mulțumesc tare, mult succes aveți! Asta se circumscrie acestei politici de conștientizare a unui mod de viață sustenabil. Și sănătos, pentru că să investești în mediu, de fapt, este prevenție în sănătate. Categoric, da. Mulțumesc tare, mult succes! Mâine, toate cele bune! Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.